Odată cu anotimpul cald a venit și sezonul concediilor pentru mulți dintre făgărășeni. Au așteptat cu sufletul la gură zilele libere pe care le vor petrece la munte, la mare sau chiar în străinătate. Totuși, înainte să plece la drum, oamenii ar trebui să-și asigure locuințele, pentru că acestea pot deveni ținta răufăcătorilor. Pentru mulți făgărășeni, perioada de vară înseamnă și perioada concediilor. Au planificat totul din timp, până la cele mai mici detalii. Totuși, aceștia nu ar trebui să uite nici de locuințe care trebuie asigurate înainte de plecare. În această perioadă, numărul hoților care intră prin infracție este în creștere. Din acest motiv, polițiștii le reamintesc făgărășenilor să nu plece din municipiu fără să-și asigure locuința. Cei care pleacă de acasă pe mai mult sau chiar lipsesc de la domiciliu pentru a merge la servicii, rugăm să își asigure domiciliul, să închidă ferestrele, chiar dacă locuiesc la etaje superioare, pentru că hoții sunt ingenioși și folosesc și utilizează orice mijloace pentru a pătrunde locuințe. Așadar, cei care pleacă în concedii sunt sfătuiți să spună la cât mai puțin vecini și cunoscuți faptul că vor lipsi o perioadă din localitate. De asemenea, aceștia trebuie să-și asigure intrarea în locuință cu încuietori eficiente, eventual și cu un sistem de alarmă.